În politică nu poți fi singur, nu poți face figură de cavaler singur. Aveți o echipă pe care vă bazați și vorbeați puțin mai devreme despre imaginea deficitară a unor lideri ai PSD. Acum nici Marian Vandirie nu s-a bucurat tot timpul de cea mai luminoasă și cea mai bună imagine și totuși acum sunt niște circumstanțe care îl aduc lângă dumneavoastră. Bun, dacă vorbim în termen de comparație, e mult mai bun decât Liviu Dragnea. Adică, fără îndoială, este, din punct de vedere capacitate organizatorică și ce reprezintă, este mult mai bun decât un Liviu Dragnea, fără îndoială. Pe de altă parte, trebuie să fim cu toții conștienți că într-o echipă largă ai nevoie de competențe diferite. Nu toată lumea e pe același șablon. Unul poate că excelează într-o zonă, altul poate că e mai vulnerabil într-o altă zonă. Nu poți să ceri tuturor să fie 100% pe același calapod.